găsit tuturor! Mărioara Sigartău este și în această seară alături de dumneavoastră. Rămâneți aproape de noi pentru că, cu siguranță, interpreta care astăzi este prezentă aici la Palatul Culturii, la studioul de la Palatul Culturii, vă va fi pe plac pentru că este o interpretă care își respectă înaintașii, care își respectă publicul, un om minunat, o prezență scenică deosebită și un glas duios. Adina Hada, bine ai venit la Bistrița! Mă bucur că m-ai invitat, într-adevăr, de ceva timp, dar uite că n-am reușit până acum să ajung. Dar uite, Dumnezeu a rânduit și sunt astăzi lângă tine și în casele oamenilor care iubesc cu siguranță cântecul popular românesc. Astăzi ne propunem să aflăm cât mai multe despre cariera artistei Adina Hada, dar și despre drumul vieții ei. Și vreau să te întreb pentru prima dată, de ce cântec popular? De ce nu ai ales altceva? Da, am avut norocul să cresc legănată, să zic așa, într-o casă țărănească în care muzica populară era la loc de cinste și trebuie să spun că atunci când se difuza la radio muzică populară, era așa o atmosferă de sărbătoare și sfințenie totodată. Deci pentru oamenii de la țară, muzica populară întotdeauna a avut un loc aparte. Deci ascultând muzică populară, nu puteam să nu mă apropii de ea. Mama mea are o voce frumoasă și colinda pe vremea copilăriei mele. Era postul Crăciunului și spăgeam nuci și mama ne colinda. Am descoperit în clasele primare că și eu am acest dar și învățătoarea mea m-a ajutat să iau decizia că pot să urc pe scenă și pot să ofer celor care mă ascultă puțin așa din harul primit de la Dumnezeu. Adina, vreau pentru început să ne spui locul nașterii tale. De unde vii tu? Sunt născută în Sebeș, Alba. Deși este în județul Alba, Sebeșul se încadrează foarte bine în mărginimea Sibiului. O spune și portul meu, este un port ciobănesc. Cântecele mele, de altfel, repertoriul, este de acolo, din zona păstorească. Cum ziceam, sunt născută la Sebeș. Pașii m-au purtat spre Alba Iulia la Colegiul de Muzică. Și de acolo, bineînțeles, m-am îndreptat spre Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, unde am absolvit secția Pedagogie Muzicală și am avut șansa și norocul să întâlnesc oameni care m-au ajutat să aprofundez dragostea mea de folclor. Pot să spun că fac parte din prima generație a ansamblului Icoane, condus de domnul Ioan Bocșa, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Și mi-am adus aminte, venind aici la voi, că pe vremea studenției am fost aici cu un concert cu Academia de Muzică. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ales cu inima drumul cântecului, că mi-am dorit să aduc valoare prin ceea ce fac. N-am urmărit neapărat succesul, ca dovadă că nici n-aș putea spune că așa am avut sau am un foarte mare succes. Am dorit să fie valoare și atât. Adina, trebuie neapărat să ne cânți, să ne bucuri sufletele, după care o să revenim cu povestea ta. Cu drag! Dragi-mi soiele cornute, la-n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 a, că să dau pe sute multe, la-n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 a, dar șalea cu lăsătorii, la-n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 a, că să dau pe lasășciorii, la-n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 a.
zăpasc vara pe salane. La 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 la, mieluțele din Banat. La 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 la, din Tilișca la Arad. La 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 la. Bucălaia din Lomană. La 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 la, Oacheșa din Petroșane. La 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 la, la 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 la. La 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 la, berbeci mândri în poiană. La 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 la, dacă mine n-are nimeni. La 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 la, cât ai umblea-n mărginime. La 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 la, la 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 la. Ciudă o-i face între voi. La 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 la, ca mâne mai faine oie. La 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 la, la 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 la. Nu pricep și mă întreabă, dice-i slava de-a dragă. Hai, da, bădișor, că plină-i lumea de dor. Hai, da, bădișor, și nu vreau să mor. Fetelor, ce să vă zic, da, eu n-am făcut nimic. Numai ochii îți devină că n-are badea hodină. Hai, da, bădișor, că plină-i lumea de dor. Hai, da, bădișor, și nu vreau să mor. Ochii mei și gura mea au prins mintea lui badea. Ochii mei, buzele mele, îi dau la badea durere. Hai, da, bădișor, că plină-i lumea de dor. Hai, da, bădișor, și nu vreau să mor. Hai, da, bădișor, că plină-i lumea de dor. Hai, da, bădișor, și nu vreau să mor. Și dacă tot ai adus discuția despre Academia de Muzică, eu știu că acolo l-ai întâlnit pe cel care ți-a fost alesul inimii, nu-i așa? Tocmai la cursul de limba italiană. Da, e adevărat. E adevărat, nu? Deci se pare că nicio cărare în viață, știi, nu rămâne neuitată sau nu este fără niciun rost. Fiecare drum al nostru străbătut are un rost. În viața mea se pare că am simțit lucrul acesta și povestea vieții mele, de fapt, este mult mai complexă. Se știe de acum că eu mi-am refăcut viața, că la un moment dat drumul meu a fost într-o altă direcție, iar cel care m-a ajutat să cred din nou în căsătorie și cu care am reușit să aduc pe lume cea de-a treia minune a mea, cea de-a treia fetiță, Ștefania. Da, l-am cunoscut pe vremea studenției. El cântă la violă și când am fost studenți, ce pot să zic? În niciun moment nu ne-am gândit că vom fi împreună,
Dar după ani și ani ne-am reîntâlnit și știi cum se zice, dacă Dumnezeu vrea, lucrurile se întâmplă. Când te aud mi-e tare dragă, la 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 la, și
Iana calna șugag, da da la la da la. Când te aud mi tare drag, la 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 la. Și Iana calna șugag, da da la la da la. Hai zi așa, la 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 da la. Și Iana cu fluiera. Ciobanii mei, na 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 na, cu oițe și cu mei, na 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 na. Acolo ciobanii mei, na 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 na, cu oițe și cu mei, na 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 na. Hai zi așa, la 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 la, și Iana cu fluiera. Dumnezeu te-a binecuvântat cu trei fetițe, cum spuneai, Miruna, Giulia și Ștefi, care, se pare, ți-au moștenit talentul. Eu am întâlnit-o și pe Giulia și pe Miruna la filmări și chiar pășesc frumos pe acest drum alături de mama lor. Da, după cum spuneam, am terminat secția pedagogie, am predat la clasă foarte puțin timp, pentru că nu mi-a permis viața de artist să fiu în fața copiilor, dar am iubit întotdeauna să fiu aproape de copiii talentați. Și ca urmare am avut la Sebeș un grup vocal, Felicea Fărcașu, de care m-am ocupat mulți ani. Acolo m-a văzut Giulia pe scenă cu copiii. Știam că are voce și că are talent, dar nu au găsit ea momentul acela în care să spună că da, vreau și eu pe scenă. Și să știi că mai este un aspect. Copiii care își văd părinții undeva mai sus sau la un anumit nivel, au o temere că ei nu reușesc să ajungă la acel nivel. Și am încurajat-o, a urcat și ea pe scenă lângă mine cu grupul vocal și din acel moment și-a dat seama că, de fapt, îi place și ei să cânte și Dumnezeu, într-adevăr, i-a dat acest har. Mai târziu și-a dorit să urmeze și ea cursurile Academiei de Muzică, așa că mă bucur că a studiat muzica cu adevărat și și-a răspuns la multe și multe întrebări. Dar după ce a cântat folclor și-a dat seama că, de fapt, ea iubește muzica ușoară. Muzica ușoară, da. Și am încurajat-o să facă asta pentru că, într-adevăr, e talentată și e așa de important ca artist să faci ceea ce dorești, ce-ți place și ce simți. Am văzut-o pe Giulia cântând muzică ușoară la un concurs Next Star. Sau? Da, a participat. Da. Bine, ea nu e foarte încântată de participarea ei de atunci, dar a fost un moment în care a realizat și și-a dat seama cam ce se întâmplă și de ce este nevoie. Și vreau să subliniez că în acele momente și-a dat seama, cum am gândit și eu în urmă cu mulți ani, că nu e important succesul. Și-a dat seama că să atingi anumite cote și să spui, da, am succes, trebuie să faci prea multe compromisuri. Și ca artist, părerea mea, trebuie să găsești calea de mijloc, să faci ce iubești tu cu inima, să te împlinească, dar în același timp trebuie să îți trăiești și viața de om. Ori chiar dacă suntem artiști, și noi suntem tot muritori. Așa. Și am încercat să le sfătuiesc în felul acesta că atunci când coborâm de pe scenă, e așa de important să îți întindă cineva o mână sau să te aștepte cineva acasă cu un pahar cu apă. Și Miruna? Miruna, fiind în Cluj din 2011, la Florești, de fapt, ne-am mutat acolo, tot talentată fiind, și-a dorit să studieze flautul. Cum soțul cântă în Filarmonica din Cluj, ne duceam la concerte și ea a fost fermecată de flaut și din clasa a treia a studiat flautul. Acum este la
tot la Colegiul de Muzică din Cluj, dar este liceană și și-a ales să se îndrepte spre cânt popular, deci studiază muzica populară. Adina, astăzi n-ai venit cu mâna goală, cum se spune. Ai venit cu un album registrat alături de fetele tale, Florile inimii mele. Și dacă colegul meu mă ajută, Gabriel Mihăiese, o să arătăm celor de acasă și fetele tale în această postă. Da, Florile inimii mele este melodia care dă titlul acestui album, da. Și este cântată împreună cu Giulia și cu Miruna, cele mai mari. Cea mică era prea micuță atunci, dar în clipul melodiei o să o vedeți și pe ea, pe cea mică, deci sunt toate trei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că le am sănătoase, că au ales să facă ceea ce își doresc și ca mamă nu rămâne decât să mă rog lui Dumnezeu să le dea înțelepciunea să aleagă o cale în această viață. Mă așteptam astăzi să fii cu ele împreună, să vii la noi. Vai cum n-aș fi venit, dar trebuie să spun că Giulia este de anul trecut din august plecată în Canada. Mi-e tare dor de ea. Viața i-a purtat pașii într-acolo și a găsit omul inimii ei. Da? Da, Canada. În Canada, cam departe. Departe, departe, așa e. Vorbim în fiecare zi pentru că îi lipsesc, pentru că îmi lipsește. Și sper să vină ziua în care să poată veni în vizită. Din păcate, așa cum sunt acum vremurile, nu ne permit să... Ea se gândește să se stabilească acolo, în Canada? Da. 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 Nu o să-i fie ușor. Adică, unde o să cânte muzică populară acolo? De fapt... Să știi că are noroc, ea a fost înainte câteva turnee acolo și a văzut ce se întâmplă. Și să știi că toată pandemia asta prin care a trecut toată lumea a făcut-o să reconsidere un pic condiția artistului. E în regulă, suntem artiști, facem ce ne place, dar pe lângă asta trebuie să mai fie și altceva. Din totdeauna am spus-o, nu poți avea viața unui greieraș care atunci când are de cântat cântă sau ajută vremea și pe urmă are de suferit. Deci e acolo, există o comunitate de români acolo foarte frumoasă și sunt mulți români. Poate cânta și acolo la fel cum cânta și aici. Da, dar nu mai e mama lângă ea? Să știi că am avut acest gând de când le-am adus pe lume să nu le șterg drumul pe care merg. Să nu le pregătesc drumul, să le pregătesc pe ele pentru drum. Și atunci stau liniștită că fetele mele, oriunde vor ajunge în această lume, se vor descurca. Asta este, într-adevăr, bogăția cea mai mare pe care eu le-o pot da. Și faptul că ele se au pe lume trei surori, sunt trei surori, nu mai contează nimic altceva. Se au una pe alta. Așa. Se au una pe alta, da, și trece absolut tot ce e greu. Așa e. Revenim la albumul Florile inimii mele. Știu că a fost înregistrat în 2018 și atunci da. A fost un spectacol frumos de lansare. Poate ne spui câteva cuvinte despre spectacol. Da, deși am plecat din Sebeș în 2011, am venit la Florești. Să știi că acolo mă întorc întotdeauna cu drag. Acolo, într-acolo e cărarea mea. Plină cu dor, pentru că acolo a rămas casa părinților mei. O mai am pe mama doar, din păcate, și fratele meu cu familia, care ne deschid întotdeauna poarta și a casei și a sufletului de câte ori mergem. Și să știi că sebeșenii mei dragi mă iubesc la fel de mult cum m-au iubit când trăiam în mijlocul lor. Și ca să-i asigur de fiecare dată de ceea ce simt eu pentru ei, atunci când am ceva nou de spus în muzică, merg acasă
și le prezint lor, în primul rând. Pentru că eu de acolo mi-am luat seva, de acolo am învățat omenia oamenilor și, bineînțeles, Valea Sebeșului cu tot ce cuprinde ea din punct de vedere muzical m-a făcut să mă șlefuiesc și să fiu eu artistul care sunt astăzi. Florile inimii mele nu le-am pus într-o grădină, că le-am săgit în inimă. Salbă mândră de mărgele, florile inimii mele nu le-am pus într-o grădină, că le-am săgit în inimă. Luna poți fi luminoasă, nu ești ca minte făloasă. Poți avea tu mii de stele, că eu am florile mele. Soare, n-o să uiți de bună seamă, prima lume ți-am zis, mamă. Mie lumea-mi zice așa, că semăn cu mama mea. Îți bobocul tău de floare, îți fac viața sărbătoare. Lună poți fi luminoasă, nu ca mama de făloasă. Are mama floricele, salbă mândră de mărgele. Cea mai mică-i o mărgică, floarea mamii floricică. În salba mândră de flori, o primit două surori. Eu mă rog la Tatăl Sfânt, cât o-i trăi pe pământ, să le fie soarta bună, în cântec și în lumină. Luna poți fi luminoasă, nu ești ca minte făloasă. Poți avea tu mii de stele, că eu am florile mele. Luna cu lumina ta, să ne luminezi calea. Salbă mândră de mărgele, florile inimii mele. Să mor, să mă despărțești de dor. Pe mine să mă iei la cer, dorul stăiesc în gure. Lasă-mi, Doamne, dorul lume, la 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 la.
și eu. Unde m-o lăsat să zac de iubire și de drag? Lasă-mi, Doamne, dorul lume, la 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 la, să mă caute pe mine, la 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 la. Cu glasul meu te-am cântat, în inimă te-am purtat. Lasă-mi, Doamne, dorul lume, la 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 la, să mă caute pe mine, la 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 la. Doamne, când o fi să mor, la 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 la, să mă despărțești de dor, la 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 la. Adina, foarte mulți interpreți din zona Clujului au venit la noi în emisiune și vorbeau foarte frumos despre tine, că atunci când au nevoie de un sfat în muzica populară, mă refer, totdeauna ți-l cer ție și că tu n-ai spus niciodată nu, totdeauna îi ajuți. După cum spuneam, da, școala absolvită mă ajută, da, să fac acest lucru. Și acum sunt la Florești, în cadrul primăriei Comunei Florești, inspector cultural. Cu alte cuvinte, am pe mână ce se întâmplă acolo din punct de vedere cultural. Din păcate, în ultimul an, mai puțin am putut face ceea ce ne-am dorit. Dar să știi că am înființat și acolo un grup vocal de care mă ocup, cu copii talentați care își doresc să cânte. Și e foarte important dascălul, pentru că mie îmi place să folosesc acest termen. Profesori sunt mulți, dar dascăli adevărați așa de puțini. Copiii care doresc să cânte și care sunt înzestrați trebuie trimiși la origini, trebuie trimiși la cântecele noastre vechi, să cunoască, în primul rând, ce avem noi ca neam în lada de zestre. Și, pe urmă, sigur că trebuie să acceptăm că muzica populară a evoluat, că nu mai putem simți ce simțeau cei acum 100 de ani, care ne-au lăsat melodiile, da? Ca dovadă există și creatori în zilele noastre, care creează frumos, care știu care sunt toate condițiile pentru a putea scoate la lumină o altă nestemată a folclorului. Și da, am reușit să îmi fac prieteni dragi printre cei care mi-au cerut să le întind o mână și de ce să nu faci asta? Atâta vreme cât poți și vrei, trebuie să ne ajutăm între noi. La începuturile mele mi-aș fi dorit să primesc și eu sfaturi mai multe, poate. Nu știu de ce, n-am avut norocul să întâlnesc oamenii care să... Nici să-mi pună frama, nu știam, nu știu, să-ți spun clar. Și cred că prin situația mea au trecut așa de multe fete care au fost la începuturi. Dar în timp am învățat și atunci când pot da un sfat și oferi o părere care să ajute pe cineva, cu drag, întotdeauna. Vai de mine, iară-i sară și mă ceartă mama iară că mă văz de după șură, la 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 la. Când îți dădeam ba de gură, la 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 la, nu mai pot bătiță sta, la 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 la, că mă ceartă măicuța, la 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 la. Și m-o văzut la fântână, mă ține-ai ba de dragă,
apă, la 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 la, să nu te uit niciodată, la 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 la. Nu mai pot pătiță sta, la 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 la, că mă ceartă măicuța, la 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 la. M-au văzut la părău, că-ți dau bade dorul meu, că-ți dau ochii la uitat, la 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 la, și gura la sărutat, la 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 la. Nu mai pot bădiță sta, la 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 la, că mă ceartă măicuța, la 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 la. Tăziu-am bagă ghină, nu mă mai lasă în grădină, mă ceartă și nu mă lasă, la 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 la, să mai ies bate din casă, la 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 la. Mă ceartă și nu mă lasă, la 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 la, să mai ies bate din casă, la 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 la. Nu mai pot bătiță sta, la 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 la, că mă ceartă măicuța, la 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 la. Ce să facă, la 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 la, că bădiță-i pui de drag, măi bădiță drag. Nu știu, Doamne, ce să facă, la 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 la, că bădiță-i pui de drag, măi bădiță drag. Că vine o seară două, la 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 la, și-apoi nu mai vine nouă, la 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 la. Măi bădiță, mi-ai fi dragă, la 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 la, dar nu-mi place atâl nărav, măi bădiță drag. Măi bădiță, mi-ai fi dragă, la 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 la, dar nu-mi place atâl nărav, măi bădiță drag. Câte fete întâlnești, la 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 la, tu pe toate le iubești, la 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 la. Bine ți-ar mai fi bădiță, la 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 la, berbecuț între oiță, măi bădiță drag. Bine ți-ar mai fi bădiță, la 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 la, berbecuț între oiță, măi bădiță drag. Pe toate să le iubești, la 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 la, până ce te prăpădești, la 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 la. Du-te bade câte vrea, la 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 la, eu te aduc cu dragostea, măi bădiță drag. Du-te bade cu te vrea, la 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 la, eu te aduc cu dragostea, măi bădiță drag. Du-te bade unde-i duce, la 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 la, că gurița mea te aduce, la 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 la. Ea mea cu șiruri multe, la 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 la, te aduce și de la munte, la 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 la. Adina, știi ce? Voiam să mai vorbim puțin despre festivaluri și concursuri. Dacă tu ai participat la festivaluri și concursuri de muzică populară. Sigur că am participat, asta era drumul firesc al unui artist care dorește să pornească pe acest drum. Când eram la Academia de Muzică student, așa prin anul 3, cred că m-am gândit că de undeva ar trebui să încep. Și cu alte colege, Delia Irimie, mi-era atunci colegă. Chiar n-am văzut-o pe Delia de foarte mult timp. Nu știu, mai cântă? Da, Delia s-a dedicat carierei de profesor, deci ea predă și atunci mai puțin. Chiar n-am văzut-o de 20 și ceva de ani, cred că n-am văzut-o. Da, da, cu Delia. Da. Și mi-aduc aminte că primul meu festival concurs a fost la Sibiu, vară, vară, primăvară. Da. În urmă cu câțiva ani s-a transformat în festivalul Lucreția Ciobanu, de fapt. Și acolo m-am dus, n-aveam habar nimic, ce trebuie să fac. După cum ziceam, nici năframa nu știam să mi-o pun în cap, dar în fine, m-am dus. Am prezentat o doină, tot așa veche, nici n-am imprimat doina aceea nicăieri. Când s-a împărțit nărocurie, deci e cu vorbirea veche, tot așa culeasă, și o învârtită, ciobănaș de la Mânzări.
de acolo, de la mine, de pe Valea Sebeșului. Atunci m-a cunoscut Elize Stan și Eugenia Florea, care vreau să spun că au fost foarte încântate de ce am făcut eu acolo. Am primit premiul 3 sau o mențiune, pentru că au spus că nu, clar nu eram pregătită pentru ce se întâmpla acolo, dar în același timp ar fi vrut să mă încurajeze să nu renunț și să mă mai întâlnească la festivaluri. Și așa am plecat pe drumul cântecului. A urmat, cred că vreo 2 ani de festivaluri. Pe urmă, primul premiu întâi obținut de mine a fost la Moneasa, unde m-am dus chiar fără niciun fel de nădejde, nu știu de ce, dar așa se întâmplă. Când nu te aștepți, da, primești mai mult decât te-ai fi gândit. Și au fost, cum am zis, vreo 2 ani cu premiul întâi, marele premiu. Și pe urmă am zis, gata, e momentul să trec la un alt nivel. Și asta am și făcut. Cred că într-o oarecare măsură te-au ajutat mult festivalurile și concursurile, pentru că te-au format ca artist, nu? Da, ai nevoie de fapt de răspunsuri la întrebări. Ce m-a interesat pe mine foarte mult a fost dacă într-adevăr am ceva de spus. Și tu știi că cel mai mare judecător e publicul, da? Și dacă am văzut că publicul mă place, asta a contat cel mai mult. Nu m-am supărat, că au fost festivaluri în care m-am simțit neîndreptățită, nu odată, și faptul că eu studiam muzica, îmi dădeam seama mult mai mult, da, decât reușeau să înțeleagă alți colegi de-ai mei, care erau și ei de multe ori descalificați fără niciun drept. Și am zis, n-are sens, trebuie să-mi urmez eu drumul și asta am și făcut. M-au ajutat în formarea mea ca viitor artist, pentru că emoțiile, până la urmă, alea reușești să ți le stăpânești în timp, dar doar pe scenă, în întâlnirea cu publicul. Acasă, în baie, toată lumea are curaj să cânte, toată lumea, da, cântă frumos. Când ajungi pe scenă, acolo vezi dacă așa ai ceva de spus. Cum a trecut perioada asta sau cum a fost perioada asta pentru tine ca artist? Ce ai făcut? Da, ca pentru fiecare artist a trecut destul de greu. Am avut noroc că, după cum spuneam, sunt angajată la Primăria Florești și oarecum mi-am continuat activitatea mea însemnând cercetare, mi-am pus în ordine o grămadă de lucruri pentru care niciodată nu aveai timp, da? Așa. Și să știi că e greu că am trecut prin asta, e regretabil, dar cred că ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine noi, oamenii, să ne reconsiderăm relațiile dintre noi. Și aici vorbesc despre familie, vorbesc despre prieteni și până la urmă ne-am dat seama cât de trecători suntem și cât de neînsemnați în lumea aceasta. Așa e. Așa e, ai dreptate. Adina, acum știi la ce mă ducea gândul, la familia ta, pentru că zilele trecute urmăream un interviu de-al tău cu tot o colegă de-al noastră, da, și am văzut o familie atât de frumoasă și de fericită și de împlinită și chiar spunea în acel interviu, acum am familia pe care o doresc. Așa e? Da, e o casă plină de lumină, o casă plină de vervă, de agitație continuă. Și toată lumea cântă acolo, deci. Toată chiar lumea și Ștefi. Chiar și Ștefi cântă. De curând a început să studieze vioara cu soțul meu. Și o familie și un de pic artiști. Da, și puțin pian. Dar în schimb să știi că se simte și că sunt. Acum Giulia nu mai este, dar în perioada aia a stării de urgență aveam 3 fete. Nu vrei să știi ce era acolo. La un moment dat trebuia rânduială. Dar e frumos și minunat că, așa cum spuneam mai înainte, sunt 3 surori. Am văzut că ești și o gospodină foarte bună, ai pregătit acolo tot felul de bucate și de... Da, 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 așa le-am obișnuit de când au venit pe lume. La noi în casă este o patiserie tot timpul, pe lângă mâncăruri. Nu se vede, pentru că arăți foarte bine, nu te-ai îngrășat, nu nimic. Nu chiar, și mi-aș dori așa vreo 10 kg mai puțin, dar asta este. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem și așa.
Andina, fiecare artist își dorește să facă mai mult, să aducă mai multe cântece în fața publicului, să fie mai mult iubit sau eu știu. Tu ce îți dorești? Ce planuri ai să faci? Ce vrei să faci în viitor? Să știi că îmi doresc să îmi păstrez calea aceasta pe care sunt. Eu sunt bine pentru mine, pentru sufletul meu. Simt asta și din mesajele pe care le primesc în fiecare zi, și pe pagina de Facebook, și pentru că numărul de telefon este public și pe telefon. Și cred că mi-am îndeplinit misiunea mea. Cu siguranță nu a ajuns la final, mai am încă de spus, dar așa cred eu că am un loc acolo în inima celor care mi-ascultă cântecul, că am lăsat ceva urmă pe pământ. Cu siguranță ai lăsat ceva în urmă și ceva frumos care va rămâne în timp. Vor prelua alții probabil repertoriul tău. Te-ar deranja să-ți auzi cântecele tale cântate? Nu, absolut deloc. Atâta, doar rugămintea mea este la fel cum zicea regretata Lucreția Ciobanu. Ea spunea să nu le schilădiți, să le lăsați cântecele așa cum le găsiți. Sunt o parte din mine, din inima mea de artist, nu trebuie să modificați nimic și le puteți cânta să răsune. Doar că trebuie să sune așa ca și cel care l-a cântat original, da, nu? Da, deci da, să-l cânte cel puțin la fel de frumos ca tine. Asta îmi doresc. Dacă nu mai bine. Și mai bine. Și mai bine. Și mai bine. Adina, emisiunea noastră a ajuns la final. Eu îți mulțumesc tare mult că, iată, ai venit să ne vizitezi aici la Bistrița, la Palatul Culturii. Dacă vrei să le transmiți celor care ne-au urmărit în această seară, gândurile tale. M-am simțit minunat aici la voi și mi-aș fi dorit să fie mai mult timp, pentru că am străbătut atâta drum și puteam sta mai mult, dar m-am simțit minunat și îmi doresc din suflet să ajung acolo la inimile voastre prin cântecul meu, prin ceea ce sunt eu ca artist și de ce nu ca om. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea din această seară. Mă bucur că Adina a făcut câțiva zeci de kilometri ca să ajungă în casele dumneavoastră, să ne aducă cântecul ei frumos. Dumneavoastră vă doresc să aveți o seară frumoasă. Ne revedem săptămâna viitoare.